Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Suntem la emisiunea Hunedorenii votează. Să nu uităm că în acest an, anul super electoral, a fost unul destul de complicat din punct de vedere politic. Acum, spre final de an, a venit rândul alegerilor prezidențiale și cele parlamentare să fie organizate. A început deja campania pentru președinția României, iar astăzi am onoarea de a avea alături de mine pe unul dintre candidații pentru funcția de președinte al României, în persoana domnului Ludovic Orban. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc de invitație! Vă reamintesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că aceasta este o emisiune electorală de promovare, așadar o să încercăm să aflăm astăzi cât mai multe informații de la invitatul meu cu privire la proiectele, la ideile pe care le are pentru a dezvolta, de ce nu, tot ceea ce înseamnă România și ce a mai rămas de dezvoltat. O să vedem pe parcursul acestei emisiuni, dar înainte de a intra în aceste subiecte, domnule Orban, pentru câteva zile ați fost în județul Hunedoara. Nu vă este un județ deloc străin, pentru că veniți aici de foarte mulți ani. Cum v-au primit hunedorenii? Ne-am fost numai în Deva astăzi. Am distribuit scrisorile de anunțare a candidatului și am comunicat. În general, o primire foarte frumoasă, mai ales că pe mulți i-am și recunoscut. Aveți o memorie foarte bună, să da, înțeleg. Da, 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 și am fost în foarte multe campanii în Hunedoara, iar în Deva, chiar, cred că de prin 1994-1995, cred că am fost prima oară în campanie. Am participat la foarte multe evenimente, acțiuni, campanii. E un județ foarte apropiat cu Hunedoara. Am fost de la Hațeg, țara Hațegului, cu toate localitățile din jurul Văii Hațegului, până la, evident, Valea Jiului, unde am fost în toate localitățile. Cunoașteți și frumusețile acestui județ, dar și problemele pe care el le are. Ținutul Pădurenilor, am fost în zona Bradului, merg aproape în fiecare an la Țebea, am fost la Vața, Vața de Sus, Vața de Jos, am încercat așa numai câteva, cred că am fost în cam în două treimi din localități, am fost la picioare. E un județ frumos, un județ cu probleme, într-adevăr, care are nevoie de o reconversie economică care să dea într-adevăr o perspectivă nouă județului Hunedoara. Ce v-a determinat, domnule Orban, să candidați pentru funcția de președinte al României? Cred că este întrebarea pe care poate și unii dintre contracandidații dumneavoastră și-o adresează, dar și mulți dintre români. Care a fost, poate, principalul motiv pentru care ați luat această decizie? Pentru că am convingerea că pot să fiu un președinte foarte bun. Și am convingerea că pot să le arăt românilor cum trebuie să fie un președinte. Și cum trebuie să fie un președinte al României, președinte al anilor 2024-2025? Trebuie să fie, în primul rând, un președinte prezent. În fiecare zi, de dimineață până seară. Prezent nu numai în activități la Palatul Cotroceni, ci prezent peste tot în țară, unde se întâmplă lucruri, unde e un eveniment important, unde există o nevoie de comunicare cu președintele. Trebuie să fie un președinte implicat, un președinte care într-adevăr își exercită atribuțiile constituționale. Eu am și spus că voi fi un președinte luptător, pentru că un președinte chiar trebuie să lupte pentru realizarea obiectivelor pe care și le propune, a proiectelor pe care le are pentru țară și pentru punerea în practică a viziunii. Dar uneori pentru că nu poate să facă președintele foarte multe lucruri. În mod evident, aici chiar vreau să fiu foarte limpede. Voi fi un președinte care respectă Constituția, dar voi fi un președinte care va face mult mai mult decât ceea ce îi cere Constituția. Un președinte este, are o legitimitate care nu e comparabilă cu legitimitatea niciunei alte persoane care deține vreo funcție de demnitate publică în statul român. Președintele poate oricând, printr-o comunicare eficientă, să arate care e drumul corect, să arate care e poziția corectă într-o
tema aflată în dezbaterea publică. Președintele poate să influențeze inclusiv deciziile de la nivel guvernamental. Președintele poate să oprească legi, președintele poate să atace la Curtea Constituțională legi pe care le consideră neconstituționale. Președintele poate să facă extrem de multe lucruri care nu sunt neapărat scrise în Constituție. Pentru asta are nevoie de anumite calități, poate acel președinte? În primul rând trebuie să fie un om foarte harnic, foarte muncitor, așa cum sunt eu. Cei care mă cunosc știu că foarte greu se poate ține pasul cu mine. La minister, la Palatul Victoria, i-am zăpăcit pe angajați. În prima zi a fost joi, vineri și sâmbătă m-am prezentat la ora 8 dimineață și am început să dau dispoziții, să cer să realizez aia și se uita la mine directoarea de cabinet cam... Nu erau obișnuiți cu ritmul acesta? Nu erau la lucru. Nu erau nici măcar la serviciu. A zis, știți, domnul prim-ministru, e sâmbătă și n-a venit nimeni la lucru. Zic, cum e posibil așa ceva? Păi noi avem de rezolvat. Aia. Sigur, respect legea, îi plătesc dublu sau le dau zile libere, dacă n-am nevoie, trebuie să fie prezenți oamenii care au ceva de făcut. Sunt un om foarte activ, foarte harnic, foarte prezent, veți și vedea. În agenda lui Iohannis sunt unul, două lucruri pe zi, care practic îi ocupă o oră, maxim două ore. Eu voi fi un președinte cu agenda plină de dimineață până seară și chiar voi face mult mai multe alte lucruri decât sunt prevăzute în agenda, că nu întotdeauna poți să-ți planifici foarte judicios agenda. Apar de fiecare dată situații, provocări care necesită o reacție. Voi fi un președinte foarte atent la ce se întâmplă și care va exprima poziții, va comunica, un președinte foarte comunicativ și un om care va comunica cu cetățenii, cu societatea, care va explica, va fi prezent, va răspunde la întrebări la conferințe de presă, se va duce în dezbateri, chiar în dezbateri interactive cu cetățeni. Voi fi un președinte aproape total diferit față de actorul președinte. Care sunt principalele aturi pe care le aveți comparativ cu contracandidații dumneavoastră, care nu sunt deloc puțini la număr? Nu, mult am spus mult. Nu, numărul contează. Contează calitate. Nu o să mă refer la ceilalți contracandidați, o să mă refer la mine. Sunt un om care am trecut prin Ciur și Dârmon. Am trecut prin aproape toate funcțiile de demnitate publică care există în administrația locală, în administrația centrală, în Parlament și știu cum funcționează lucrurile de la firul ierbii, din interiorul acestor instituții. Pentru mine nu e un secret statul, cum funcționează un minister, ce agenții sunt, cu ce se ocupă agențiile respective, cum funcționează administrația locală, care sunt interacțiunile între administrația centrală și administrația locală. Ați trecut prin mai toate etapele. Am fost consilier local de sector, consilier general, viceprimar general, secretar general la Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Dizabilități, secretar de stat, șeful Departamentului de Informații Publice al Guvernului, primul președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Corpul Funcționarilor Publici, depunerea jurământului de intrare în Corpul Funcționarilor Publici a fost depus de cei care erau angajați la vremea respectivă în timpul mandatului meu de președinte. Cunosc administrația foarte bine. În toate măruntaiele ei și știu foarte bine ce merge și ce nu merge, ce trebuie schimbat, care sunt lucrurile care trebuie să stea la baza, să baza reformei, fără discuție. Pentru mine nu există foarte mari, nu există secrete legate de cum funcționează statul român și instituția și societatea. Am o foarte bună cunoaștere a legilor. Nu poți să acționezi dacă nu cunoști legile sau măcar să știi în mare care sunt prevederile importante ale fiecarei legi în fiecare domeniu. Președintele trebuie să fie un om extrem de cult, un om extrem de inteligent și un om extrem de bine informat și mai ales un om care să aibă un aparat de gândire care să-i permită să aibă reacții rapide și mai ales să aibă capacitatea să ia decizii corecte de
cele mai multe ori într-un timp foarte scurt. Sunteți un astfel de om? Cu siguranță, dar am și demonstrat de-a lungul activității mele. Un președinte trebuie să știe ce înseamnă diplomația și cum se face politica externă, efectiv cum se realizează politica externă, pentru că președintele conduce politica externă a României. Ori aici puțină lume totuși mă cunoaște în această ipostază, dar eu am fost implicat în diplomație politică de vârf, nu cum se laudă unii că au fost ambasadori sau au făcut diplomație de funcționari. Este diferită diplomația de vârf, diplomația politică, diplomația la cel mai înalt nivel. Iar în ceea ce privește vocea României la nivel european, știu foarte bine ce înseamnă să obții câștiguri și să obții victorii la nivel european. Cu sprijinul meu, România a câștigat 3 competiții importante. Competiția pentru procurorul șef european, o competiție în care ne-am bătut cu 2 candidați importanți, sprijiniți de Germania și de Franța. România iarăși a câștigat o competiție în concurență cu Bruxelles pentru locația centrului cyber al Uniunii Europene și care practic s-a decis să fie în România. De asemenea, am avut o competiție în care un român a câștigat poziția de director al Agenției de Muncă de la nivel european. Toate s-au întâmplat în timpul mandatului meu de premier. Știu de asemenea ce înseamnă relația, cum se agregă interesele și mai ales cum trebuie să comunici la nivel înalt, astfel încât să-ți faci cât mai mulți prieteni, să-i ajuți diferiți lideri politici în diferite situații, astfel încât să te poți baza în anumite momente când tu ai nevoie și ai niște interese foarte importante ale României, care ai nevoie de sprijin pentru decizii favorabile României, să ai la cine să faci apel și mai ales să poți să generezi majorități pentru diferitele decizii. Cum credeți că este văzută România din exterior în prezent, în contextul actual? Pentru că auzim de foarte multe ori că România este așa mai la marginea Uniunii Europene. Percepția despre România este o percepție care variază de la stat la stat, variază de la nivel administrativ, nivel politic, până la percepția cetățenilor. Nu pot să spun că e o percepție general, foarte amplă și foarte generală. Problema noastră este că suntem divizați la nivel european, spre deosebire de alte țări care, deși au competiții politice, electorale, acasă, când e vorba de interese foarte importante, la nivel european, forțele lucrează conjugat, cooperează la nivel european. Și aici eu chiar îmi doresc să fiu un președinte care va comunica cu toate grupurile românești de la Parlamentul European, cu toți reprezentanții noștri din toate structurile de la nivel european, astfel încât să putem să utilizăm resursele de lobby pe care le are la dispoziție fiecare partid politic, fiecare entitate care este reprezentată, indiferent că e vorba de Comisia Europeană, de Consiliul Uniunii Europene, de Consiliul European, de Parlamentul European, de Comitetul Regiunilor, în general, de reprezentanții patronatelor, societății civile și sindicatelor de la nivel european, Consiliul Economic Social de la nivel european, CESE se numește, unde și aici este un loc în care practic poți să blochezi anumite inițiative care nu sunt favorabile sau să influențezi modificarea anumitor propuneri legislative care să fie în favoarea ta.
cât de mult contează și președintele țării în relația cu celelalte state, fie că vorbim de statele membre ale Uniunii Europene sau mergem dincolo de ocean? Președintele e șeful statului, e principalul reprezentant al României. Are o influență foarte mare în relațiile internaționale pe care le are România cu diferite state. Pe de altă parte, repet, nu este singurul actor implicat. Dar președintele poate să mobilizeze toate resursele de diplomație, de politică externă, care sunt implicate în construcția unor relații solide cu diferite țări, în special cu toate țările cu care noi avem interese comune și unde avem noi nevoia de a ne reprezenta anumite interese. Care considerați că ar trebui să fie poate principalul proiect de țară în prezent? Pentru că se tot discută și în campania electorală trecută și de cea de locale în special, s-a discutat de multe proiecte, de viziune și așa mai departe, însă unii spuneau și atunci și acum că avem nevoie de un proiect, cel puțin un proiect adevărat de țară. Proiect de țară? Ce e proiect de țară? Avem o țară, nu? Avem o țară, trebuie să avem un plan pentru România. Un proiect de țară, că nu e un proiect de țară. România există și e o țară foarte bine definită. Problema este să faci un plan pe care să-l duci la bun sfârșit. Principalul meu obiectiv este acela de a face lucrurile bune să se întâmple în România. Pentru că, din păcate, foarte multe lucruri bune nu se întâmplă pentru că sunt diferite tare, năraburi, obiceiuri proaste prin diverse instituții și prin diverse structuri din societate. Primul și cel mai important obiectiv care l-am este să mi-aduc contribuția pentru existența unei democrații autentice în care drepturile și libertățile oamenilor să fie respectate. România nu este o astfel de democrație. Sunt foarte mulți cetățeni români ale căror drepturi, ale căror libertăți nu sunt respectate de instituții publice, de deținători de putere și foarte mulți stau cu mâinile în sân și nu fac nimic, tolerând o astfel de situație care nu este normală într-o democrație. Deci ăsta este unul dintre obiectivele mele. Sigur că pentru a face lucrurile să miște e nevoie de câteva reforme, important. Reforma administrației. Nu poți să mergi înainte dacă durează emiterea unui certificat de urbanism un an de zile sau o autorizație de construcție, stai 2 ani de zile până primești o autorizație. Să stai după un aviz de la CNAIR, să stai un an jumate ca să primești un aviz de racordare la un drum național atunci când vrei să faci o investiție. Asta sau dacă nu apare vreun urs, dacă vreun nu apar liliac, diferite chestiuni. Animale. Deci ritmul de activitate al administrației trebuie să se schimbe radical. Trebuie luat piciorul de pe frână și pus piciorul pe accelerație. Reforma administrației presupune mai mulți piloni ai acestei reforme. Primul pilon pe care îl definesc este depolitizarea. La ora actuală, administrația este profund politizată și această politizare excesivă care a fost introdusă prima oară de PSD, dar din păcate și alte partide au intrat în acest joc, face foarte mult rău funcționării normale a administrației. Ați atins, cred că, unul dintre cele mai sensibile puncte în ceea ce privește depolitizarea. Doi, reducerea dimensiunilor statului. Eu sunt, ca liberal, adeptul statului minimal. Nu mai putem ține 1.400.000 de angajați în sectorul public. Sigur, avem nevoie de medici, de asistente, de specialiști în spitale, avem nevoie de cadre didactice bine pregătite. Pe de altă parte, e împănată administrația de tot felul de sinecuriști băgați pe ușa din dos, în special pe filiera politică, care cam freacă menta pe acolo și care sunt, iau leafa degeaba. Ori aici e nevoie de o scuturare a acestor. E nevoie de mai puține ministere, mai puține agenții, mai puține unități administrativ-teritoriale. Nu mai putem sta cu 3186 de unități administrativ-teritoriale, din care 2000 nu
au resursele necesare pentru a-și asigura cheltuielile de funcționare, nici măcar cheltuielile de funcționare. Unora nu le convine acest aspect, pentru că asta înseamnă și reducerea personalului, vor dispărea funcțiile primari. Pesediștilor și peneriștilor nu le convine, pentru că sistemul lor de putere se bazează pe mulți primari de localități mici, de localități cu 500, 700, 800, 1000, 1200, 1500 de votanți, care în sistemul de alegeri într-un tur, nu un sistem de alegeri în două tururi, practic sunt pe viață primari în localitățile respective, pentru că ei controlează efectiv modul în care votează foarte mulți oameni din aceste mici comunități. Ori aici trebuie să ai un principiu foarte serios care să stea la baza înființării unei entități administrative. Sunt localități în care nici nu există oameni din localitatea respectivă care să fie specialiști și care să poată să ocupe funcțiile care există în cadrul primăriei și a entităților din subordinea primăriei. Trebuie să facă apel la angajați din alte localități, pentru că în localitatea respectivă nu există oameni care să aibă pregătirea respectivă. Deci v-ați asuma această reorganizare? Categoric, da, eu susțin acest lucru și din perioada în care eram președinte al PNN. Iar acest lucru trebuie înțeles de toate formațiunile politice și trebuie făcut cu un larg sprijin politic. Și sunt convins că este un lucru care este înțeles foarte bine de cetățean. Pentru că cetățeanul plătește până la urmă nota de plată pentru o asemenea administrație obeză care conține foarte multe funcții care nu prea își justifică existența. Mai puține agenții, mai puțin angajați la stat și mai puțină birocrație. Adică oamenii care vor să facă ceva trebuie să găsească mai degrabă un sprijin și o susținere în instituțiile publice, nici de cum o frână sau un mijloc de împiedicare a realizării unor proiecte și inițiative, indiferent în ce domeniu sunt ele, în domeniul economic, în domeniul cultural, în domeniul mediului, în domeniul inclusiv protecție socială. Sunt organizații neguvernamentale care sunt mai eficiente în furnizarea de servicii sociale decât entități ale statului care sunt plătite și nu e normal, în mod evident. Aici am și deschis un câmp, nu trebuie să facă totul instituțiile statului. Foarte multe funcții pot fi transferate, evident, într-un mod competitiv către zona neguvernamentală, indiferent că este vorba de organizații neguvernamentale sau inclusiv de companii care pot să realizeze diferite servicii, diferite activități în regim competitiv. Deci reforma administrației este o reformă extrem de importantă. Tot în cadrul reformei administrației trebuie schimbat sistemul de evaluare extrem de formalist și care nu ține cont de realizările efective pe care le are fiecare angajat dintr-o instituție publică. Adică nu pot să-l plătesc la fel, de exemplu, pe un om care îmi avizează 10 proiecte legislative, să zic, la Ministerul Justiției, cu unul care îmi avizează 100 de proiecte legislative sau amendează 70 de proiecte legislative. Nu poți să-i plătești pe toți la fel. Trebuie să existe o diferențiere. Trebuie să existe un instrument aflat la dispoziția conducătorului unei instituții care să-i aprecieze pe cei merituoși, pe cei care își fac treaba, pe cei care în interacțiunea cu cetățeanul sunt cei mai prietenoși cu cetățeanul și au rezultatele cele mai bune. Un alt lucru este cum acces într-o funcție publică. Eu susțin categoric că nu trebuie să existe decât o singură modalitate de ocupare a unei funcții publice. Nu detașare, nu transfer, nu de-aia. Concurs. Care concurs să nu fie organizat de șefii politici, ci să fie organizat printr-o modificare a legislației, într-un sistem competitiv care îți dea egalitate de șanse, în care să nu mai pătrundă pilăraia politică cu concursuri aranjate și cu subiecte știute sau cu probe orale în care nu știe nimeni ce se întâmplă în probele orale, în care sunt oameni care iau 10 la proba scrisă, după care primesc 2 la proba orală, numai ca să fie avantajat ăla care are pila și pentru care a fost organizat concursul.
implicarea mediului universitar, implicarea organizațiilor profesionale în derularea acestor concursuri. Este un sistem prin care poți să obiectivezi aceste concursuri. Ele trebuie anunțate public, trebuie stabilite foarte clar care sunt subiectele, criteriile de examinare, astfel încât să existe, practic, să deschizi instituțiile publice și pentru oameni care vor să facă carieră în funcția publică fără să aibă pile politice. Și sunt de politice. destul de mulți tineri care absolvă facultăți, care sunt bine pregătiți și care pur și simplu nu au loc, nu pot să intre într-o instituție publică decât dacă apelează la nu știu câte pile sau dacă găsesc vreun șef care să îi privilegieze în poziția respectivă. Trebuie deschise toate instituțiile publice către aer proaspăt, către oameni noi, trebuie schimbate. Eu aș umbla un pic și la stabilitatea în funcție. Sunt de acord cu stabilitatea în funcție și garantarea acestei stabilități, dar numai în condițiile în care omul își face treaba în instituție publică. Dacă nu își face treaba, trebuie dat afară, pentru că un funcționar public este plătit din taxele și impozitele cetățenilor, iar dacă el nu servește interesul cetățenilor, înseamnă că nu are ce să caute în funcția publică respectivă. Asta într-un scenariu optimist în care ați reuși să implementați ceea ce spuneați puțin mai devreme. Sigur că un astfel de plan, presupune foarte multă energie, presupune o colaborare foarte bună la nivel guvernamental, o colaborare foarte bună la nivel parlamentar. Voi fi un președinte care va fi în relație cotidiană cu guvernul, de asemenea un președinte care va colabora cu Parlamentul, care va fi prezent în fața Parlamentului, care va prezenta Parlamentului declarații, luări de poziție și va prezenta programe de perspectivă. Voi fi un președinte care va colabora îndeaproape cu celelalte instituții care sunt deținătoare de putere publică în România. Da, sunt lucruri la care și românii cred că speră de foarte mult timp, de foarte mulți ani, mai ales cei care se lovesc zi de zi de astfel de ziduri, se izbesc efectiv de ele atunci când ajung să intre în anumite instituții și solicită anumite documente, cum spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, care durează poate luni, ani până când le primesc. Intră aici în discuție și mediul antreprenorial, care este destul de șubre. Deci, eu ca liberal spun un lucru foarte simplu. Într-o țară în care afacerile merg bine, fiecare român are șansa de a trăi mai bine. Dacă vrea să muncească, dacă dar vrea să integreze. Dar nu doar afacerile unora. Dar nu doar afacerile unora, ci doar afacerile în general. Da? Aici e nevoie de un mediu care să asigure o concurență corectă. Astăzi, din păcate, raportat la mediul privat, pentru unele firme statul este mumă și pentru alte firme statul este ciumă. Unele firme au voie să facă orice, că nu sunt pedepsite, nu sunt taxate, sunt lăsate să nu-și plătească taxele și impozitele, mai și beneficiază de amnistii fiscale, cum dă guvernul fomist de bani, dă amnistii fiscale, în timp ce alții sunt tratați cu extrem de mare ostilitate pentru că nu sunt firme protejate de ăia care se află la putere și în general de multe ori concurența corectă, concurența loială este obturată drastic, creându-se o inegalitate de șanse și o inegalitate de tratament a companiilor. Deci trebuie să tratezi în mod egal companiile. Doi, trebuie să aplici legi existente. E o lege în vigoare, legea prevenirii, care spune un lucru simplu. E un organ de control al statului. Dacă mă duc și controlez o firmă și descoper că anumite lucruri nu sunt în regulă, eu nu amendez din prima firmă, nu sancționez din prima firmă, nu-i retrag autorizația sau nu-i dau o amendă să-l cocoșez. Îi dau un avertisment, îi dau un plan de conformare și vin în control peste 3 luni sau 6 luni la expirarea planului de conformare și îl amendez doar dacă nu s-a conformat, pentru că rolul unei instituții publice nu este numai să pedepsească, ci să-l ajute pe omul respectiv, firma respectivă, organizația neguvernamentală respectivă să intre în legalitate. Pentru că legislația românească este foarte stufoasă. Nu neapărat legile care se votează de Parlament, cât
actele normative de rang secundar, respectiv hotărâri de guvern, ordine de ministru, ordine de președinți de agenții, care de multe ori complică aplicarea legii și instituie tot felul de proceduri care nu sunt prevăzute în lege, care uneori intră chiar în contradicție cu legile sau au articole în hotărârea de guvern de aplicare sau în ordinul de aplicare care sunt contrare unor articole din lege. Adică în această legislație stufoasă, plină de întortocheată, care e așa ca un soi de labirint ca să reușești să găsești ieșirea din labirint, instituția nu trebuie să fie punitivă și dușmănoasă cu entitatea privată, ci dimpotrivă trebuie să o trateze ca pe un partener și să încerce să o ajute să intre în legalitate. E un lucru care se întâmplă în toate democrațiile funcționale, democrațiile care au istoric. Și credeți că poate fi aplicat și în România? Poate fi cu siguranță aplicat în România. Nu am nici cea mai mică îndoială. Întotdeauna vor exista piedici, pentru că întotdeauna sunt oameni care câștigă. Asta e una din marile probleme pe care le are România. Știți, e vorba aia, cred că din ferma animalelor, că lege e valabilă pentru căței, nu și pentru dulăi. Din păcate, avem foarte mulți dulăi în România. Mie îmi plac câinii și dulăi. Dar zic așa, zic, avem foarte mulți dulăi care consideră că nu trebuie să respecte legea, ori starea asta de lucruri nu poate fi acceptată. Sunt grupuri puternice care caută să aibă privilegii, care caută să aibă un acces privilegiat și la resurse. Cum credeți că pot fi opriți acești dulei? Prin aplicarea legii, prin aplicarea legii, pentru o bună organizare a administrației, pentru o bună organizare a structurilor de ordine publică și de apărare a siguranței cetățeanului, printr-o bună organizare a justiției, asigurarea independenței și funcționării normale a unei justiții într-o societate democratică. Nu avem o justiție... Mai sunt multe lucruri de făcut. Mai sunt multe lucruri. Numai Ciolacu spune că a făcut ce era de făcut și că trebuie lăsată justiția să funcționeze. Un președinte are atribuții în domeniul justiției, pe de-o parte, și are deplină autoritate morală de a exprima opinii și puncte de vedere cu privire la funcționarea justiției. Președintele, de exemplu, poate să participe la reuniunile Consiliului Suprem al Magistraturii, care este practic principalul organism care asigură independența justiției și poate să exprime puncte de vedere, opinii, de care Consiliul Suprem al Magistraturii poate să țină cont. Sigur că de multe ori puterea nu este neapărat o putere efectivă, adică puterea de a face tu direct ceva, dar ai puterea de a influența decizii, ai puterea morală de a da standarde, de a fixa standarde de funcționare pentru diferite entități, instituții, autorități pe care tu nu poți direct să le numești sau să le influențezi. Există această putere și președintele oricând poate să exprime opinii care sunt ascultate de regulă de toți cetățenii și aceste opinii pot să provoace curente de opinie care să fie în favoarea îndreptării lucrurilor care funcționează strâmb. Sunteți un om, sau cel puțin așa păreți, destul de calm, așezat, poate și pentru... Eu cred că așa și trebuie să fie un președinte. Un președinte trebuie să fie echilibrat. Trebuie să judece limpede, cu cap limpede, la rece, n-are voie să se enerveze, n-are voie să ducă nicio extremă, n-are voie să aibă un partizanat foarte puternic și trebuie să aibă un simț de dreptate chiar înnăscut și un simț de dreptate care să fie dezvoltat ulterior în viața publică. Cine a fost mentorul, modelul pe care l-ați avut în politică, dar și în viața dumneavoastră, de zi cu zi? A fost un mentor, un nu, model? Nu, eu am încercat să iau ce-i bun de la foarte mulți oameni, de la profesori, de la părinți, de la șefi.
de la lideri, am încercat să învăț lucruri bune, inclusiv de la colegi, colegi de școală, colegi de facultate. Am încercat să îmbunătățesc parametrii pe diferite domenii și zone. Sigur, din punct de vedere politic, sunt un admirator al unor oameni de stat mari, cum sunt Ion Ce Brătianu, Ionel Brătianu. Am apreciat foarte mult activitatea lui Iuliu Maniu, iar după Revoluție, liderul care mi este cel mai apropiat așa și pe care într-un fel cred că l-am avut ca model, în special în modul de a face politică, e Corneliu Coposu. Pentru că Corneliu Coposu a avut tăria să-și afirme valorile, principiile, ideile, chiar și atunci când erau foarte puțini care erau de acord cu ele, și a fost un om extrem de consecvent, care nu a abdicat de la valorile și principiile în care credea și care nu a făcut niciun compromis, pentru că întotdeauna a susținut că sunt compromisuri care pot să te compromită. Ați făcut compromisuri în politică, domnule Orban? Poate discuție că trebuie să mai faci cederi, trebuie să mai faci anumite... De altfel... V-a părut rău după ce ați făcut acele compromisuri? Nu. Compromisul nu trebuie privit neapărat ca ceva negativ. Gândiți-vă că în politică, de fapt, sunt foarte multe interese diferite. Sunt foarte multe interese care de multe ori sunt contradictorii. Sunt foarte multe grupuri care pot să ajungă la dispute și chiar la conflict din cauza intereselor contradictorii pe care le au. Ori politica tocmai asta înseamnă o armonizare a diferențelor. Înseamnă o căutare a unor soluții de mijloc pentru a căuta să împiedici apariția conflictelor și în timp o armonizare, o amenajare. Ori aici e necesar să cauți linia de mijloc, să faci anumite compromisuri față de, să spun, un principiu formulat frust. Trebuie să-ți respect cât de cât principiul, numai că evident că mai faci anumite cederi, pentru că altfel nu poți să ajungi la puncte comune care să ducă la niște decizii acceptabile de grupuri sociale care sunt de multe ori cu interese contradictorii. Dar ați regretat vreodată că ați făcut un anumit compromis în politică, în administrație, în... Aici nu pot să vă dau un exemplu concret, dar pe de altă parte sunt un om care are simț critic, nu numai față de alții, are un simț critic și față de sine, un simț autocritic. Eu sunt unul dintre cei mai severi judecători ai activității, ai deciziilor mele și totdeauna atunci când am sesizat sau mi s-au sesizat anumite greșeli, am căutat să îndrept aceste greșeli. Nu numai să recunosc greșelile, ci și să le îndrept. Nu au fost foarte multe. Pentru că sunt un om care cumpănesc din cauza calmului meu, din cauza modului de a aborda problemele cu care mă confrunt. Nu intru în panică, nu sunt stresat, caut să am minte limpede, chiar și în situații limite. Nu am făcut foarte multe greșeli, pentru că am cumpănit în general deciziile și acțiunile mele. Să înțelegem că ați avut poate încă din copilărie anumite valori după care v-ați ghidat, anumite principii după care v-ați ghidat în viață, pe care le-ați păstrat, unele dintre ele le-ați îmbunătățit poate de-a lungul vieții odată cu experiența dumneavoastră. Am primit o educație foarte sănătoasă din partea părinților, în special din partea mamei. Educație care m-a influențat pozitiv tot restul vieții. Așadar, cei 7 ani de acasă... Sunt fundamentali. Contează și școala și cum te raportezi la școală și ce școli faci după, dar scheletul moral al unei personalități se construiește în cei 7 ani de acasă. Pentru că acolo înveți lucrurile elementare, fără de care nu poți să fii un om în adevăratul sens al cuvântului.
E baza pe care, până la urmă, fiecare dintre noi o avem sau ar trebui să o aibă fiecare dintre noi. Trece foarte repede timpul în emisiunea de astăzi, nu știu cum. Suntem foarte curioși să aflăm cât mai multe despre dumneavoastră, cum este și firesc de altfel. Așadar, cred că ar fi bine să discutăm puțin și dacă ar fi sau vă este teamă, poate, de vreun contracandidat de al dumneavoastră. Nu. În această campanie, cred că oamenii trebuie să urmărească cu adevărat candidați. Foarte important cine va fi președinte în România. Mai ales că vor veni ani în care va fi neapărat liniște. Nu va fi neapărat o perioadă în care totul va curge lin, e posibil să avem o criză economică, e posibil să se mulțească riscurile la adresa siguranței naționale, e posibil să ne confruntăm cu scindări în societate, pentru că e clar că armele folosite de adversarii noștri sunt foarte subtile și rafinate și de multe ori cel mai simplu e cucerești o cetate atunci când distrugi unitatea locuitorilor ei. Ori aici este nevoie de o abordare extrem de înțeleaptă, extrem de prevăzătoare a viitorului președinte și din cauza asta oamenii trebuie să fie foarte atenți pe cine votez. Nu mi-e teamă de niciun contracandidat și nu am de ce să-mi fie teamă, pentru că îi cunosc pe fiecare, m-am comparat cu fiecare și știu că la orice confruntare, la orice dezbatere, oamenii pot să vadă diferența între mine și alți candidați. Din toate punctele de vedere. Vor exista dezbateri între dumneavoastră? Eu am confirmat până acum prezența la 3 dezbateri. De fapt, la orice dezbatere am fost invitat, am confirmat. E o dezbatere organizată de un post de televiziune cu Universitatea Babeș-Bolyai, pe 18, la care a fost primul care am confirmat. La TVR există dezbatere în 3. La o dezbatere, cred că sunt cu Cristi Diaconescu și cu încă un candidat. La altă dezbatere sunt cu... Așa e și pe întragere la sorți. Sunt cu Marcel Ciolacu și cu Elena Lasconi. Dacă vin. Că acolo TVR-ul a băgat o șperlă, ca să-i spun așa. Trebuie să aveți dovezi ca să faceți astfel de... Nu, șperlă, vă spun despre ce e vorba. O șmecherie. Nu, o șmecherie au băgat. Că, adică acceptă să vină nu candidatul. Poate să vină și un reprezentant al candidatului. Asta vi se pare corect? Un post de televiziune public nu trebuie să accepte. Dar participa personal, nu eu voi participa personal, dar dă posibilitatea. Tocmai asta e că noi știm că avem candidați care fug de dezbatere ca dracu de tămâie. Ori tu ca televiziune publică să oferi acest, cum să zic, ușă de incendiu, practic posibilitatea de a se scoate, știi? Ai picat cu Orban, dar uite, poți să-l trimiți pe Ponta, nu e obligatoriu să vii tu. Asta e făcută special ca să nu pună candidatul în situația ori de a accepta, ori de a refuza să vină. Pentru că dacă refuză să vină, evident, va fi taxat, ori dacă acceptă, trebuie să intre în bătălie și atunci trebuie să accepte confruntarea. Spuneați că nu este teamă de niciunul dintre contracandidați. Credeți că lor le este teamă de dumneavoastră sau ar fi vreunul dintre ei care să aibă așa semne? N-au niciun motiv să teamă de mine, că nu sunt un om care să facă rău și care sunt un om pașnic. Nu e vorba de rău. Teamă de, expunere, de expunere în competiție cu mine e posibil ca multora să le fie teamă. Pentru că realitatea este că sunt un om bine pregătit, sunt un om care are experiența comunicării, sunt un om care cunoaște foarte bine problematica în foarte multe domenii de activitate și e posibil să nu le convine o comparație directă într-o dezbatere cu mine. E posibil. Vor fi interesante aceste dezbateri, cu siguranță, în perioada aceasta. Va deliciul românilor, nu? Sperăm să fie.
Da, sunt, mult a fost, puțin mai este, cei drept, până când va veni ziua votului, zilele votului, pentru că avem două tururi, așa cum bine știți, stimați telespectatori. De ce ar trebui să vă voteze românii, implicit hunedorenii? Păi hunedorenii au motive destule să mă voteze. În primul rând, un om care cunoaște foarte bine județul, cunoaște foarte bine problemele județului. Aveți și oricând, soluții la problemele lor, și oricând, problemele și noi le cunoaștem. Oricând, evident că totdeauna am avut și soluții la astfel de probleme și am și arătat că sunt un om care pot să accelerez, să susțin proiecte pentru județul Hunedoara. Hunedoreni chiar au un motiv, pentru că... Ne dați un exemplu, două, de proiecte pe care le-a susținut pentru județul Hunedoara? DN66, de exemplu, modernizarea DN66. Vă readuc aminte că s-a făcut reparația capitală la DN7 când era ministrul transporturilor, cu o viteză absolut uluitoare și cu o tehnologie care nu a mai fost folosită de o firmă românească, nu de o firmă străină. Am susținut multe proiecte pentru județul Hunedoara. De asemenea, pentru că sunt... Sunt un om care are exercițiul puterii. Sunt un om care nu mai suferă de riscul de a-și pierde mințile când dă de o asemenea putere. Eu am exercitat putere pe aproape toate funcțiile, nu mi-a luat Dumnezeu mințile, am rămas un om simplu, un om așezat, un om la locul lui, iar... Confruntarea cu o putere, cum este puterea pe care o deține președintele, trebuie să fie lină. Și asta nu poate fi lină decât dacă este vorba de un om care are exercițiul puterii publice și care poate să asigure un exercițiu al acestei puteri rațional, echilibrat, cu simț de dreptate, care să țină cont de oameni, care să îi respecte pe oameni și care să urmărească în primul rând garantarea drepturilor și libertăților fundamentale. Deci puterea nu vă ia mințile, cum ați spus dumneavoastră puțin mai devreme, deși că, mai avem că, exemple. Cred că s-a văzut pe mine. Dacă ar fi să schimbați ceva din viața dumneavoastră de un politic, ce ar fi? Sau poate un moment pe care v-ați dori să-l schimbați? Dacă ați avea viața mea putere. De un politic. Dacă există, că poate toate v-au mers așa cum vi le-ați propus la început. Deși mi-e greu să cred. Nu aș vrea să schimb. Am luat multe decizii de-a lungul timpului, decizii care, să spun, mi-au frânat evoluția o perioadă, m-au retrogradat o perioadă, situația de simplu meu. Dar am făcut-o întotdeauna cu motive serioase, cu rațiuni serioase. Eu mi-am apărat ideile, punctele de vedere chiar și atunci când eram singur. Aduc aminte un singur moment. Am fost singurul membru al delegației permanente care a votat împotriva alianței cu PSD, care s-a numit USL, și s-a văzut câtă dreptate am, pentru că tot ce am spus la acea reuniune a delegației permanente și în toate declarațiile publice pe care le-am dat, exact aia s-a întâmplat. Că asocierea cu PSD împotriva firii, că nu o să putem să ne impunem politicile liberale, că din această asociere nu va avea de câștigat decât PSD-ul și că PNL se va compromite grav în fața propriilor alegători. Vă place și riscul, până la urmă, să înțelegem? Riscul calculat. Nu evit asus. Sunt anumite situații în care trebuie să riști, pentru că dacă nu faci nimic, nu riști nimic, dar nici nu ai șansa de a realiza ceva. Sunt situații în care trebuie să-ți asumi riscuri, dar evident trebuie să îți asumi un risc cât mai calculat. Ar face Forța Dreptei alianță în Parlamentul României, spre exemplu, cu marile puteri actuale în politica românească? Ce putere, că le-ați putere. Niciodată nu voi accepta să guvernez cu PSD. Pentru că PSD... este un partid nefrecventabil din punctul meu de vedere. Nu neapărat. Sunt oameni din PSD cu care am relații decente și care sunt oameni cum se cade, nu sunt toți, adică nu îmi place să fac etichetare. Dar PSD-ul în ansamblu are niște năraburi.
care, de care nu se poate dezbăra. Efectiv, nu se poate dezbăra, că asta e în gena lor. Care, nu uităm, FSN-ul e format de comuniștii din linia a doua, a treia, a nomenclaturii. Dar cu foștii colegi din Partidul transmis, Național Liberal ați face am alianță? Foarte mulți liberali de calitate cu care am menținut legătura. Nu m-am supărat pe ei, chiar dacă au rămas în PNR și n-au venit alături de mine atunci când noi nu am acceptat această trădare. Pentru că eu am plecat din Partidul Național Liberal în momentul în care Iohannis a impus conducerii PNL să readucă PSD-ul la putere. Ori eu nu am putut să accept această trădare a cetățenilor români care au votat cu noi. Gândiți-vă că eu, ca președinte al Partidului Național Liberal, în campania de parlamentare din 2020, am spus lucrurile în care am crezut. Votați PNL, scăpați de PSD. Iar acum PSD, ce le spuneți hunedorenilor, pentru că suntem Rusie. La final de emisiune? Le spun hunedorenilor să fie atenți, să urmărească această campanie, să vină la vot și să voteze cu omul care le inspiră cea mai mare încredere și despre care au minima convingere că are capacitatea de a face lucrurile pe care promite că le va face. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm, pentru că e abia la început această campanie. Mult succes vă doresc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o zi excelentă în continuare, numai bine!